Energia pe care o știți foarte bine din evenimente sau atunci când îl vedeți la TV, este un om care a învins o perioadă extrem de grea din viața lui. Salut, Cristi, mulțumesc în primul rând de invitație. Da, ca fiecare om, în viață avem și momente bune și momente mai rele și exact ca și în melodia care am cântat-o puțin mai devreme, zile dulci, dar și sărate. Da, moartea tatălui meu m-a afectat foarte, foarte când mult. Când s-a întâmplat? Acum 7 ani de zile. Câți ani avea tatăl tău? Tânăr, 56 de ani. Vai de mine, ce s-a întâmplat? Lucra la o firmă de transport, pe scurt, așa că e lungă povestea. Da? S-a dat jos să-și facă nevoile necesare, era seara afară, cu frig, ploua, glugă pe cap din asta. Cred că n-a auzit aproape de calea ferată. Și am înțeles că avea ușa deschisă la tren sau n-a auzit, nu știu. Și l-a lovit cu ușa sau cam așa s-a întâmplat și l-a omorât. Mamă! În locul acela la Arad, la Păulești sau cam așa se numește, se spune că ar fi un loc blestemat, ar fi mai multe cruci. Acolo au murit mai mulți oameni, s-au făcut slujbe pentru treaba asta. Eu eram la volan. Culmea, cum s-a nimerit că m-a sunat pe mine primul. Cred că în agenda telefonului mă iubea foarte, foarte mult. Îi și semănă așa lui. Și eram la volan. Era să fac și eu accident cu mașina. Când am auzit, bună seara, Buzoianu, avem o veste. Tatăl dumneavoastră a decedat, așa. Și când am auzit, pentru o secundă am zis că e un vis. Da, m-a afectat foarte mult. N-aș putea spune depresie, anxietate foarte mare. Mi-a fost frică de moarte. Se moare foarte ușor. Nu mi-închipuiam că se moare așa ușor. Mai ales un părinte să-ți moară, nici nu-ți trece prin cap ca și copii. Pentru că și noi acum avem copii. Așa e. Și nu-mi imaginam la timpul ăla cum e să-ți moară un părinte. Nici nu mă gândeam. Dar moartea lui pe mine m-a afectat foarte, foarte mult. Și am și vândut casa unde am stat. Eu stau cu părinții. Deci tu stăteai cu părinții și ca să nu mai vezi locul în care ai stat cu el? Da, mi-aduceam aminte, pentru că eu când veneam acasă, stăteam mult de vorbă cu el, beam cafeluța împreună și ca să nu mai văd locurile așa unde stăteam cu el, unde vorbeam, am căzut de comun acord cu mama, soția, tu să vindem. Și am Cred că și pentru mama mutat. Ta a fost îngrozitor de greu. Da, pentru că am avut o căsnicie frumoasă, un bărbat de casă, un tată puternic care a avut principii sănătoase, mai ales asupra noastră. Să creștem frumos, ne-a educat chiar bine, să avem principiile astea de viață extraordinar de bune și normal că ne-a afectat. Cât de greu ți-ai revenit după acest șoc? 2-3 ani de zile. 2-3 ani? Da. Ce se întâmpla în acești 2-3 ani cu tine? Aveam frică foarte, foarte mare de moarte, că se moare repede. Orice mă dorea, gata, mor. Și mă ducea gândul acolo. Că l-am adică și dacă văzut. Te durea ceva, credeai că... Absolut, gata, mor și eu, mor. Pentru că când l-am văzut pe el, că... mort, ia uite cât de repede se poate trece la... Într-o secundă poți da, să nu mai fi. Exact. Și în situații incredibile, ca să zic așa. S-a dezvoltat anxietatea. A trecut o perioadă de 2-3 ani și uite acum sunt bine. Mulțumesc bunului Dumnezeu. Ai avut nevoie de un tratament sau cum ai trecut peste asta? Am mers la psiholog. Ai mers la psiholog, da. Nu? Pentru că, dragilor, cei de acasă, să luăm aminte că trebuie să mergem la psiholog. Nu este... Este o necesitate, mai ales în ziua de astăzi, e o necesitate să mergem. Eu zic că trebuie, mai ales când ni se dezvoltă o mică anxietate, trebuie să mergem să ne ajutăm. Bun. Nu trebuie să ne ferim. Așadar, încetul cu încetul, ai recăpătat încrederea în tine, exact. În viață. Eu sunt un om puternic, nu prea mă doboră pe mine orice, pentru că mai ales noi artiștii trebuie să fim puternici. Orice problemă am avea când suntem pe scenă, trebuie să zâmbim și să lăsăm toate deoparte. Orice ni s-ar întâmpla, rău. Dar moartea părinților, eu zic că este ceva grav, așa, absolut, care pe toți ne afectează. Da. Îl visezi? L-am visat atunci la început. Acum... Na, și știi că de obicei persoanele dragi vin mai ales după, la scurtă vreme după. Ți-a transmis ceva? Ai avut o...
Da, îl visam exact cum stăteam eu cu el în cască de vorbă, mă întreba, tată, sunt bine? Chiar așa mi-a spus atunci, la început, în primul an îl visam foarte des. Și când mă dădeam jos din pat după somn, mă gândeam, mă, am visat sau e în casă? Crede-mă. Și am ales, de-aia am și vândut, ca să nu mai mi-aduc aminte, că îmi făcea rău, decât urmă toceam acasă, îmi făceam rău. Îl căutai, practic, îl exact. Vezi, adică era locul în care exact. Te-ai fi așteptat exact. Să fii acolo. Exact. Bun, așadar, Răzvan are o pildă foarte importantă pentru cei de acasă. Când aveți probleme, nu încercați să credeți că le treceți pur și simplu. Mergeți la specialist. Pentru el, pentru mama, pentru soția, pentru copii. Absolut, absolut. Dar nu este de ferit, că doar nu ești nebun dacă mergi la psiholog. Nu, suntem oameni perfect sănătoși, numai că sunt momente în viață că trebuie să ne ajutăm. Nu numai noi. Noi încercăm ca și orice persoană încearcă să ajute, orice om, dar care e de specialitate, e un surplus mare de tot ca să treci peste... Ai dreptate. Vreau să te întreb dacă te-ai mai întors vreodată în acel loc blestemat, cum ai spus. Nu mai m-am întors și nici nu aș vrea să mai mă întorc, sincer. Da. E un moment greu pentru viața fiecăruia și sunt convins că ai mers mai departe, repet, și pentru copii și pentru tot ceea ce înseamnă viața ta, nu? Trebuie să mergem mai departe pentru că de-aia există și uitarea, zic eu. Că știi cum e, când ești în viață, toate sunt bune și frumoase, omul când nu mai este, se cam uită. Și uite, mi-am amintit cu mare drag acum că de tata, chiar mi-a făcut plăcere să vorbesc, chiar dacă este un subiect trist. De cei dragi trebuie să ne aducem aminte tot timpul. Și am trecut cu bine, am trei copii frumoși, care trebuie să-i cresc, pentru că dacă tati nu muncește, e greu. Așa este. Eu pentru ei muncesc, pentru familia mea, o familie foarte frumoasă, îi mulțumesc bunului Dumnezeu. Ne înțelegem extraordinar, eu cu soția mă înțeleg extraordinar de bine. Și trebuie să trecem în viață peste momentele grele, mai ales pentru cei mici, pentru copii. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Și eu îți mulțumesc mult de tot. Absolut senzațională. Ne mai întâlnim cu Răzvan, știți foarte bine că atunci când are piese noi, mai trece pe la noi.